fastioase ți-au însoțit cu frenezie formațiile simpatizate în cea de-a doua finală românească a Cupei Campionilor Europeni la volei. Ca și anul trecut, Rapidul și Dinamo ne-a oferit suprema delectare de a avea în mână toate lozurile câștigătoare. Oricine ar fi învins, trofeul continental rămânea la București. Și, la fel ca acum un an, lupta a fost deosebit de strânsă. Cu un plus de voință și tinerețe, o spunem cu mare admirație pentru veteranii Rapidului, au câștigat din nou dinamoviștii. Iar dacă ne gândim că finalistele au fost învinse recent, amândouă de Steaua, faptul ne face să uităm de orice alt balon rotund.